Momente de panică într-un cartier din Târgu Jiu, asta după ce un muncitor a spart cu excavatorul o conductă de gaze în timp ce lucra la o canalizare. În timp ce muncitorii încercau să repare avaria, câțiva localnici petreceau în imediată apropiere a locului periculos la un grătar. Deviem circulația. De ce? Să lucrează. De ce miroase a gaze? Păi să spart conducta. Este periculos? Băi, foarte periculos. Ce mai spunem? Asta e, s-a spart, dar cea lucrează. Petrecăreții au fost obligați de pompieri să stingă focul și au fost evacuați, iar circulația în zonă a fost deviată. Nu aveți foc deschis, există risc și dacă ar fi sărit în aer? Nu cred că duc. V-a fost teamă? Păi mi-a fost teamă, dar după ce s-a întâmplat, deja era evenimentul instalat. Exista pericol deoarece în zonă la o familie sau la o gospodărie există foc deschis, după cum am înțeles, foc deschis în urma unor grătare și nu știu exact să vă spun, dar existau pericole. În cele din urmă, problema la țeava de gaze a fost remediată, iar circulația în zonă a fost reluată.